Mariana Constantin suferă de depresie majoră rezistentă la tratamentul alopat. Viața femeii s-a schimbat radical de când a primit diagnosticul și funcțiile cognitive au ajuns să-i fie afectate. Soțul ei, Dorian, este cel care a căutat neîncetat metode alternative de tratament, care acum încep să dea roade. A apelat și la neurofeedback. Informațiile pe care le-am avut au fost deosebit de bune și am aplicat această terapie. Rezultatele sunt foarte bune. A început funcția cognitivă să lucreze deosebit de bine. Avem dialog inteligibil și speranțele noastre sunt foarte mari. Față de cum a fost, să zic, acum 6 luni, sunt progrese deosebite care le-au evidențiat toți cunoscuții. Toți cei care cunoșteau pe soție înainte, acum sunt pur și simplu uimiți.